exprimând opiniile, aripei radicale și exaltate ce predomină în Marea Lojă a Franței, fratele Brissot intenționează să publice o scrisoare deschisă adresată împăratului. Prin diligența ambasadorului nostru, fratele Mercy, ne-au parvenit unele excerpte. Ori de câte ori puterea se îndepărtează de la scopul guvernării, care e binele public, iar libertatea publică ajunge în pericol, poporul poate și are dreptul de a schimba vechiul guvernământ și de a așeza unul nou. Doctrina supunerii în fața unei guvernări arbitrare e absurdă și servilă. Revolta e astfel legitimă peste tot unde puterea nu e dată direct de popor, pretutindeni unde scopul puterii nu e binele general al societății, ci binele unui singur om sau al câtorva oameni. Supus de secole unui despotism crud, orb și stupid, nobilul popor român a râncezit în mizerie până când din sânul însuși al suferințelor sale s-a evit orea. I s-au alăturat oamenii asupriți de toate națiile, iar împotriva răsculaților au fost trimise tunurile și episcopii. Totdeauna apar preoți pe scena politică, probabil pentru că ei cunosc perfect arta de a se duce și înșela. Fratele Brissot nu știe că majoritatea preoților de jos au luat furca și securea ca și enoriașilor. Poporul nu se răscoală decât când este oprimat. Poporul nu cere niciodată decât lucruri juste. Iar suveranii, oricât de luminați ar vrea să pară, prin însă și natura puterilor, muncile și dările pentru grosi s-au făcut de 3 ori mai mari de câțiva ani încoace. În fiecare săptămână slujim 5 zile și când ne ducem acasă în ziua 6 ca să lucrăm oarece și pe seama noastră, iarăși nu ne dau pace. Și ne cheamă ba într-o parte, ba într-alta, fără rând și fără cap, iarna, primăvara, vara, ori toamnă. Și să știi, măria ta, că noi să cerăm, noi costăm, noi strângem bucatele, noi le cărăm, dar nu pentru noi, tătele dăm domnilor. Unt, cărnuri, pasări, ouă, pește, alune, nuce, rășină, zdrențele de pe noi le dăm pentru morile lor de hârtie, ca să aibă ce cetit grofi. Noi cetit tu, măria, dar nu-l știm. Numai unii tare puțin, cum aș fi eu, pildă eu, ursul Nicola, care de aceea m-au trimis oamenii la măria ta. Și nu numai pre domnii răgăm în spate, ci și pe slujile lor, care ne-a supresc uneori mai rău ca domnii. Cel ce se ridică de jos și uită de unde s-a ridicat, e mai rău ca groful, că-i mai lacom. Altă lege decât bunul plac ori reaua voința domnilor nu mai este. Cum li-i pofta, așa li și lege. Și peste tătie măria ta ai mai grei bat jocura, căci noi îi hrănim și pe cei ce strâng dările de pe spinarea noastră, pe anchetatorii care ne supun la întrebări și cazne, pe călăii care ne bat. Și atunci nouă ce ne mai rămâne, măria ta? Să ne pustiim? De pe pământul nostru să ne pustiim? Sau... Sau? Sau...